Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați venit la Pilula Pedagogică, rubrica săptămânală a Casei Corpului Didactic, prin care ne propunem să vizităm și să revizităm anumite noțiuni și anumite practici care, sigur, pot fi familiare multora dintre dumneavoastră, dar care, credem noi, pot fi privite din diferite perspective. Astăzi aș vrea să vorbesc puțin despre interacțiunea pe care o avem cu elevii în sala de clasă. Mă voi referi în special la sala de clasă fizică, însă unele dintre lucrurile pe care am să le spun au cu siguranță valabilitatea lor și pentru clasele virtuale cu care am fost, iată, nevoit să lucrăm destul de mult în ultimul timp. Să ne referim în primul rând la interacțiunea frontală cu elevii noștri, care, în ciuda faptului că în ultimul timp s-au folosit tot felul de metode alternative de interacțiune, rămâne una dintre modalitățile fundamentale de predare în spațiul pedagogic tradițional. Mă adresez, cred, în special profesorilor mai tineri, aflați la început de carieră, și vreau cu toată prietenia și bunăvoința să le atrag atenția asupra câtorva mici posibile erori pe care le facem cu toții sau le-am făcut cu toții foarte mult timp. De pildă, unul dintre lucrurile care ne întâlnim aproape de fiecare dată când lucrăm frontal este tentația irepresibilă pe care o avem de a interacționa în special cu elevii care sunt mai activi, care își exprimă cu mai mult aplomb și cu mai multă rapiditate disponibilitatea de a interveni în lecție. Sigur că există o tendință naturală de a răspunde ofertei copilului de exprimare și de exercițiu activ în clasă, însă aș vrea să atrag atenția că această tentație și această înclinație pe care o avem cu toții poate avea în timp și anumite efecte mai puțin benefice. De pildă, dacă vom da, sigur, cuvântul și vom implica în discuție și în activități, în special sau în mod primordial sau cu precădere, elevii care își exprimă disponibilitatea, s-ar putea ajunge relativ rapid la crearea a ceea ce eu numesc un star system, unui sistem de vedete în clasă, și la apariția unor spirale ascendente, unor spirale de feed forward, de buclă pozitivă, în care elevii care răspund ajung să răspundă tot mai bine și tot mai repede de la un moment la altul, astfel încât în scurt timp se poate crea un clivaj, se poate crea un decalaj tot mai mare între acești elevi și restul clasei. Așa cum elevii aceștia vor avea tendința să devină tot mai buni și mai implicați, elevii care au ezitat de la bun început să se implice vor avea tendința să se rupă total de procesele care se întâmplă în clasă. În fond, ce rost are să încerci să te implici sau să răspunzi dacă știi că întotdeauna vei fi sau există mari șanse ca întotdeauna să fii ceva mai puțin rapid și mai puțin performant decât colegii tăi care au deja o faimă din punctul ăsta de vedere. De aceea, ceea ce eu recomand este ca interacțiunea cu elevii din clasă să fie gândită în așa fel încât pe termen mediu și lung toți elevii să aibă în medie șansa de a se implica la fel de mult. Mai mult, nu doar să aibă șansa, ci să găsim modalități prin care fiecare elev din clasă să fie implicat în maniera care este mai specifică și care îi se potrivește mai bine în activitățile pe care le facem în clasă. Nu recomand folosirea unor algoritmi foarte simpli și foarte previzibili, de pildă algoritmi de tipul un elev, un răspuns, pentru că dacă lucrurile sunt previzibile în felul ăsta, riscăm de asemenea ca după ce dă răspunsul respectiv, elevul iarăși să deconecteze de la activitățile din clasă. De aceea, o doză sănătoasă de impredictibilitate cred că este recomandată. De asemenea, recomand să existe
diversitate, o pletoră, dacă vreți, de mijloace prin care elevilor să le fie permis să se exprime. Trebuie ținut cont și de specificul temperamental al elevilor. Nu toți sunt la fel de sociabili, nu toți sunt la fel de ușor extraverți și așa mai departe. De asemenea, eu încerc să utilizez și recomand din tot sufletul tehnicile de peer work, da, de lucru în echipă, în care eventual elevii să fie grupați astfel încât să existe o complementaritate. Elevii care sunt buni în anumite privințe să-i poată ajuta și pe ceilalți să recupereze decalajele. Sigur că la asta se pot adăuga și alte elemente care țin de o bună gestionare a particularităților psihologice și etologice ale elevilor. Clasa nu e doar un spațiu fizic în care ne strângem pentru a ni se preda ceva, ci clasa este sau trebuie să fie un mediu de învățare care să aibă o anumită substanță și o anumită complexitate. Clasa este un mediu social și tocmai ca un mediu social trebuie privit. Dacă vom reuși ca în timp să combinăm în mod echitabil atmosfera plăcută, dinamică, energică și în același timp să creăm echitate și motivație intrinsecă accesibilă tuturor elevilor, eu cred că se pot întâmpla lucruri foarte bune în timpul orelor pe care le ținem. Mulțumesc, ne vedem săptămâna viitoare!